Ana Maria Prodan s-a filmat la volanul unei mașini de 500.000 de, de euro. Sexy impresara, mai zâmbitoare ca niciodată. Ana Maria Prodan petrece Crăciunul ca la carte. Și nu oricum, ci la volanul unui autoturism de lux, la care unii doar visează. Este vorba despre un bolit care valorează aproximativ 500.000 de, de euro. Iată cum s-a lăsat surprinsă sexy impresara, chiar în a treia zi de Crăciun fanii au reacționat imediat la postările ei. Ana Maria Prodan a demonstrat încă o dată că scandalul și toate evenimentele mai puțin plăcute din viața ei amoroasă nu au doborât-o nici măcar o clipă. Sexy impresara a dat din nou lovitura pe Instagram, cu un videoclip controversat. De data aceasta, Ana Maria Prodan s-a filmat la volanul unui bolid de lux, în valoare de aproximativ 500.000 de, de euro. Sex impresara s-a lăsat surprins în timp ce se apropia de mașină și a urcat la volan. Bineînțeles, în tot acest timp, zâmbetul nu i-a lipsit de pe buze nici măcar o clipă. Cu o apariție pur și simplu ravisantă, Ana Maria Prodan a strâns deja pe contul său de Instagram peste 9000 de reacții la videoclip. Mai mult decât atât, Ana Maria Prodan a purtat o ținută care i-a pus în evidență trupul de invidiat. A ales pentru a treia zi de Crăciun o ținută clasică, care a ajutat-o să fie, și de data aceasta, definiția eleganței.